Salutare, salutare! Asta este, așa începe vedeția, cu Marco la Santia și te rog pe mămica să ne spuneți ceva care îi se pare interesant. Te rog. Calculează suma dintre diferența numerelor A și B. Deci calculăm suma dintre acum începe, dintre diferența dintre A și B. Mai întâi deci facem A minus B și găsim un prim termen. Deci facem suma dintre asta și diferența numerelor C și D. Și diferența C și D. C minus D. Și vă trebuie să facem suma. Este a doilea, da? Da. Mai încă o dată, ca să înțelegem bine. Marco, fii atent că tu trebuie să fii atent. Calculează suma dintre diferența numerelor A și B. Asta și e. Diferența numerelor C și D. Deci, mai întâi ne construim diferența dintre A și B. Apoi ne construim diferența dintre C și D. Și până facem suma lor. Da? Am pus în paranteză prima construcție, diferența dintre A și B. Am pus în paranteză cea de-a doua construcție, diferența dintre C și D. Și până să facem suma lor. A egal cu 24. În ideal, când ne dă acum, A egal cu 24. B egal cu 30 minus A. 30 minus A. C egal cu B plus 15. C egal cu B plus 15. Și D egal cu 30 minus C. 30 minus C. Abia vreau să înțeleg acum. Ai vinut și cum ești mai multe și eu la teamă să vin din amândoi. Vrei să vin din ultima amândoi? Sau să vin mai bine din bancă, așa cum? Mai bine din bancă, da? Deci fii atent ce spune autorul. El are o cerință. Și băi, Mario, fii atent ce treabă stau eu. Vreau să calculezi diferența dintre A și B. Și diferența dintre C și D. Știind că... Da și B nu se pare. Pentru că 24 minus 30 nu se poate. Stai să vezi, băi, noi nu ne grăbim. Tu spui că nu poți face A minus B, nu? Da. Dar B o știi cât e? 30. Minus A. Și stai că nu poți 30. De ce? Da, o cât e? 24. Păi vezi? Aici trebuie să muncim ca să găsim din bine. Cum avem din bine? Deci pentru prima construcție, deci pentru a găsi A minus B egal cu cine, iată, se chiar în situație dificilă, noi îl știm pe A. Da, îl punem pe A. A egal cu 5. A egal cu, cum spune autorul, 24 minus, dar pe B nu știm. Că B-ul este 30 minus A. Care A? Minus 24. Și cât face 30 minus 24? Hai, zicați și tu. 6. Abia acum, pe B-ul ăsta care l-am păsit, îl înlocuiesc aici și face 24 minus 6, cât face? 16. Ia mai fiu 18. Așa, nu cum să spui trăznei, că așa de scris. Deci 18 face. Bun. Mai vedem o dată. Deci autorul spune, calculează suma dintre A minus B și C minus D în condițiile care eu viață îl dau. Și îți mulțumesc frumos. Dar pe B mi-l dai? Nu. Nu ți-l dau, că calculează tu. Și ce B îl dai? 30 minus A. Bun. Mă descurc. Când mă duc și mă opresc pe A, care nu știu, și îl știu pe l-am aflat și pe B. Și am aflat B-ul, m-am dus și l-am locuit. Așa, dar la minus B știu cum este? A minus B cu asta? 18. 18, fiți la dos. Acum mă concentrez pe cine? Pe C și D. C minus D, trebuie să vă fac eu treaba asta. C minus D. C este egal cu 40. De unde știi cu ce e 4? Pentru că eu adun 30, 15, nu B, nu 6. Ai văzut? De-aia trebuie să fim cu ochii în patru. Deci trebuie să fim foarte atenți. Deci acum ce? C-ul M cu C
cine este egal? Zice, B plus 15. Scriu și eu, B plus 15. Și care e B? Păi ăsta, că l-ai găsit tu, zice. Bun, mă descurc, 6 cu 15 și face B. 21. Ce mai trebuie mie? Deu. 30 minus C. Deci Deu este egal cu 30 minus C. Care ce îl știu? E că 30 minus C va da... Cât e ceu? Ceu este 21. O, asta că l-am aflat mai înainte. No. Deci egal cu 30 minus 21, no, face 9. Și acum, iată că îl știu pe C, care e 21. Îl știu pe D, care e 9. Și eu trebuie să fac C minus D acum. Să zic C minus D va fi egal cu... C minus D. Adică lovesc pe C 21 minus D, care este 9. Și cât face? Egal 12. 12. Iată că mă aflat și pe cel de-al doilea termen al bunării. 12. Și cât face acum rezultatul calculului de aici? 30. 30. Vine la cap să-i spui că prietenul noștri cum am gândit de deși zic asta, vă cel mai frumos. Deci, ce a spus autorul? Calculează tu. Calculează tu. Mario. Calculează tu, Mario. Că diferența a minus B adunată cu, cu cine? Cu diferența C minus D. Fă suma dintre a minus B și C minus D. Și tu ce ai spus? Dar le știu eu pe ăsta, pe A minus B și C minus D? Nu. Nu le știu. Dar ce spun el? Fii atent că îți dau ție așa. Au? Au este 24. Aici, poți descurca. Dar B-ul, ca să poți afla. B-ul este egal cu 30 minus A. Și cum A este dat? A minus B. Deci, cum au este știut cât 24. Este? L-am calculat pe B. B egal cu 30 minus 24 este egal cu 6. Ei, după ce l-ai găsit și pe... Știi și pe A, știi și pe B. Repede ai... Ai avut A minus B. A minus B, adică din... Le-am scăzut și după aceea le-am adunat. Deci din 24 ai scăzut pe 6. 8. De ce pe 6? Că ai scăzut pe B. Da. B-ul fiind cât? Calculat de noi? 6. Dar de nou mă dat pe aici este toată povestea. Deci, a spus autorul așa. Calculează tu suma dintre... A minus B și C minus D. Dacă el spune așa, calculează suma dintre 3, 37 și 45. Nu aveai o problemă? Nu. Nu. Asta e suma lor, pe adunare și te dai răspunsul. Dar el e șmecher. Nu spune cine este ăsta. Nu spune nici cine este cea de-al doilea. Calculează suma dintre A minus B. Dar profesor, și cât faci sumă? Lasă-mă că știi că faci. Lasă-mă că știi că faci asta. Dar povestea este să înțelegi mecanismul. Deci eu cu tine am fost de vorbă, să spun așa, ca autorul. Nu a fost drăguț să ne spunem numele astea două să le adunăm noi. El le-a ascuns. Și până să ajungem noi la 18, am muncit. Că zice, au ți-l dau, 24. Dar pe 1. Dar pe 1 este 30 minus A. Calculează-l tu pe B. Și noi am calculat 30 minus 24, fac 6. Și atunci, de 6. Și atunci A minus B1 este 24, care este A, minus 6 și este 18. Adică pe primul termen am găsit, primul termen am găsit 18. Mai departe, nu dă pe C minus D, ce mai chiar. Dar despre ce îmi dă, că este cât B plus 15. Este cât B care l-am calculat. 6 plus 15. Este egal cu 21. Iar despre D spune că este? 30 minus C. Care ce știm? 21. Da? Deci vine 30 minus 21. 9. Și acum pe ce îl știu, pe D îl știu, și ca să găsesc C minus D. Nu, minus 21. Deci C minus D egal cu? 21, care e egal C-ul, minus 9, care am găsit noi, și face 12. Și în felul ăsta l-am găsit al doilea. Deci vezi, el n-a fost deloc drăguț cu noi.
Nu mi-a spus, adună 209 numere. Nu, a fost un pic. A fost și mie chiar a fost, a spus numerele. Ne-a mai pus pe noi la muncă și ne-a spus, muncește până îmi găsești pe primul termen al adunării. Și pe cel de-al, și pe al doilea. Și pentru al doilea. Foarte mult am muncit. Am mai făcut niște operații. Numai pe aia a fost rădus. Deci, din toate chestia asta, a fiat la dat. Dar după aceea a spus, la treabă, nu discut cu tine. Foarte tare a fost liniștiu. Deci, vezi, nu a spus adunătul două numere, ca ăsta adunătul și tu spui. Da? Tu care îți faci aplinte, recalcul. Nu. Ca să construiești tu primul termen al adunării, muncește. Al doilea. Al doilea, iar muncește. Eu nu-ți dau decât pe cine, îți dau pe A, după care de-l calculezi tu, faci scânterea, pe cel calculezi tu, pe de-l calculezi tu, adică B-ul s-a calculat pe baza lui A. Da? B-ul s-a calculat pe baza lui A. C-ul pe baza lui B. D-ul pe baza lui C. Deci din unul la altul, din unul la altul a fost. Deci unul sprijinea pe celălalt. Da? Deci tot timpul a fost, dacă am înțeles bine, am pornit exercițiul. Dacă nu, știi, aveam, am avut greutăți destul de mari. Vreau să redactez cu chestia asta și că vreau să-mi explicat aici, am pierdut timpul. Și să ne dai un alt... Am o problemă. Te rog. Ilinca are 27 de ani. Radu are cu 13 mai mult decât Ilinca. Și cu 16 mai puțin decât Andrei. Câți ani are Andrei? Ilinca are 27 de ani. Ilinca are 27 de ani. Radu are cu 13 mai mult decât Ilinca. Are cu 13 mai mult. Mai mult decât Ilinca. Și cu 16 mai puțin decât Andrei. Și tot Radu. Tot Radu, da. Și cu 16 mai puțin decât Andrei. Câți ani are Andrei, da? Câți ani are Andrei? Să scrie eu. Să scrie eu. Să scrie eu. Hai să vedem cum prezint programa asta, ca să mă băgat în ceață. Scrie și tu. Dar hai să gândim împreună. Hai, noi gândim programul. Faci calcul. Da, 27 plus 13. Dar ce vrei tu să faci? Să ai ca să mă explici. Pașii, ca să înțeleg și eu. Ce vrei să afli în prima etapă? Rezolvare, da? Rezolvare. Mario, la rezolvare. Ce faci în prima etapă? Facem o adunare. Dar de ce s-a adunat? De ce s-a adunat? Nu înțeleg de ce s-a adunat. După ce să scădem pe 16. Dar de ce s-a adunat? De ce s-a adunat? Mai întâi să-l descoperim pe cine? Cine are? Pe Radu! Deci prima întrebare, aflăm câți ani are Radu. Da? Aflăm câți ani are Radu. De aceea, la 27, adunăm pe 13 și ne dă cât? 40 ani are Radu. Spune la sfârșit să adunăm? Nu știu, mă, dar cine povestea? Deci Radu are cu 13 mai mult decât Ilinca. Dacă are cu 13 mai mult ca lui Ilinca, am aflat câți ani are Radu. Dar nu trebuie să adunăm până... Nu știu cât face 27. Nu mă interesează, mă, dar zic, îmi gândim problema din lângă mine. Lasă calculul în sine. Nu judecă problema acuma. E treaba pe urmă care faci cu operațiile. Deci, întâi și întâi, fii atent ce spune aici. Ilinca are atât. Da. Radu cu atât mai mult decât Ilinca.
Cu câți mai mulți? Cu 13. Ai aflat câți rămâne ale gradul? Da. Câți ani? 14. Și cu 16 mai puțin decât Andrei. Deci el are cu 16 mai mult ca Andrei. Cine? Cu 16 mai puțin. Deci cine are mai mult? Radu sau Andrei? Atenție. Andrei. Andrei e mai bătrân. Mai bătrân, mă, care Radu are cu 16 mai puțin. Deci de aceea tu ce-ai făcut? La... V-aș spune rezultatul. Nu, nu, Andrei? Nu, nu, nu mă interesează. Nu mă interesează. 64. Cum ai făcut 64? De la 27 plus 13, 40. Am făcut 40 minus 16. Mi-a dat 24 și am întâlnit 40 cu 24. Și mi-a dat 64. Da, uite, aici noi facem, avem slăbiciune în raționament. Eu te invit pe tine să încerci să mă urmești pe mine. Nu calcule să-i dau numele ceva. Nu bucuria de a aduna numele, să vedem dacă merită să le adunăm. Deci, atenție! Ilinca are vârsta de câte ani? 16, da? 27. Uitați așa, are 27 de ani. Ilinca. Zic prin segmentul ăsta, că ar fi 27. Radu are cu 13 mai mult. Deci el, Radu, are cât Ilinca, dar încă 13 ani plus. Deci are cât Ilinca și încă 13 în plus. Deci are cât 13 plus Radu? Cât are Radu total? Radu cu Ilinca? Nu, nu, nu. Radu, câți ani are el dacă are față de Ilinca? 40. Ai zis tu foarte bine. La 27, câte are Radu Ilinca, ai mai pus 13 și ai făcut 40 ani. Pentru Radu, da? Domn profesor. Da. Autorul nu a spus adunăm. Ne-a lăsat așa. Aflați câți ani are Andrei. Foarte tare, așa. Dar n-a spus adunăm Ilinca cu Radu. Și să facem Ilinca cu Radu minus Andrei. Păi nu ne spune, dar băi, noi facem judecata în culise. Deci eu te invit pe tine să înțelegem problema și spune așa. Ilinca are 27 de ani. Radu are cu atât mai mult decât Ilinca. Și aflăm, fără să ne ceară autorul, noi încăpățânați suntem și vrem să aflăm pe Radu întâi. De ce am adunat? La Ilinca am adunat pe 13 ca să... Nu de ce cu el despre Radu? Nimic. Ne-a lăsat așa. Ne-a lăsat așa, dar noi am descoperit că ne trebuie Radu întâi. Ca să-l aflăm pe... Pentru Andrei. Domnul profesor, știi ce l-a pus pe Andrei ultimul? Pentru că este cel mai bătrân. Și că este cel mai bătrân, dar l-a folosit intermediar. Adică nu ne spunea că suntem nevoiți să-l aflăm pe Radu. Dar noi suntem șmecheri, că l-am descoperit. Urmărește-mă. Atenție, mă. Deci el nu ne spune află și pe Radu. Că dacă ne spunea și pe Andrei. Și pe Radu și pe Andrei. Ar fi fost foarte drăguț cu noi. Dar el nu pășește peste Radu. Da. Noi sunt... Și îl compară pe Andrei cu Radu. Dar dacă compară cu Radu, suntem nevoiți să-l aflăm pe Radu. Noi trebuie să-l aflăm cu Ilinca. Deci, în comparație cu Ilinca. Fiindcă el e cu 13 mai mult decât Ilinca, l-am aflat pe Andrei. Cât are Andrei? Uite câți are Andrei. Are 40. Acum stop, fete de aici acum. Stop, urmăște-mă. Despre Andrei spune, Andrei cu 16 mai puțin decât Radu. Înseamnă că trebuie să scădem. Din ce? Din Radu pe... Nu, plus Radu plus Ilinca. Ca să l-am făcut. Ia uite ce spune aici. Radu are cu câți ani mai mult decât Ilinca? 40 minus 16. Are 13 ani mai mult, da?
Și despre Radu, tot Radu, este cu 16 mai puțin decât Andrei. Dacă Radu este cu 16 mai puțin decât Andrei, dacă ești cu 16 mai puțin, tu cu câți ani ai mai puțin față de cu Davide? De 4. Ca să ajungi la vârsta lui Davide, ce trebuie să îi faci lui Andrei? 40, 16. Eu tu deja. Stai secundă. Nu, urmărește-mă. Mai zic problema o dată. Da? Mai zic și o dată, că trebuie să-l înțeleg. Eu trebuie să fac tot de fără ca să... Ilinca are 27 de ani. Stop. Da. Exact. Are 27, da? Bun. Radu are cu 13 mai mult decât Ilinca. Stop! Câți ani are Radu? 40. Bun. Deci Ilinca are cu 13 mai puțin decât mai mult decât Ilinca. Înseamnă că 40. Și tot Radu. Cu 16 mai puțin decât Andrei. Fantastic! Nu. Tot Radu are cu 16 mai puțin decât el. Ăla e în față. Dacă are mai puțin? Dacă el de acolo are mai puțin, el a trecut. Deci Radu se uită la Andrei că, băi, tu ești mult mai mult, că am cu 16 mai puțin decât tine, mă. Adică la lui Radu ce trebuie să-i fac? Să-i adun acești 16. Că el are cu mai puțin asta. Deci de aceea la 40 când are Radu, fiindcă cei 40 sunt stat mai puțin cu 16 decât Andrei, atunci trebuie să fac această operație. La cât are Radu, trebuie să-i adun lui, la câți ani ai tu, ca să ajungi până la Davide, trebuie să-i adun pe cei 4 ani. Da? Că tu ești Radu. Față de Davide, care are cu 16 mai mult, tu ai mai puțin decât Davide, parcă, da? Deci trebuie să-i adun pe asta, da? Deci, pentru Andrei, așa fi de seama, da? Asta ce să fac. Iată, Radu are atâta. Da? Radu, îl vedem aici. Cât are? 40. Radu. Dar despre Andrei, Radu cât are el? 40? E puțin față de Andrei, care are cu cât? Poți să spun cât are Andrei? Nu mă interesează. Deci nu mă interesează vârsta. Nu numărurile, ci modul în care gândim. Atenție mult, că sunt foarte tare pe problema acum. Eu trebuie să fac efortul să te aduc pe tine la nevoie de a gândi problema. Da? Deci, o să văd două probleme cât de repede. Deci, acest, cum îl cheamă pe el? Andrei. Are o vârstă care pentru Radu e mai puțin Radu față de Andrei cu 16 ani. Deci diferența asta este de 16 ani. De aceea, pentru a afla pe Andrei, trebuie să adun la vârsta pe care o are el Radu, cei 16. El practic o zis că e mai bătrân. El zis, da. Andrei e mai bătrân. Da. Ca să înțelegem bine, vine 40 plus 16 și face cât? 56 are. Dar nu răspunsul în sine mă interesează pe mine, ci modul care îmi gândesc. Care e 56? Hai să rupem problema în două. Este 56 plus 40. Deci 56. Deci mai pui 40? Azi și pe Andrei și pe la un loc? Și pe Andrei și pe Radu? Dar de ce la bun? Păi faci o vârstă de 100 și ceva de ani? Nu! 56. Păi, 50 de ani. Nu facem operații de dragul de a le face. Ne trebuie să gândim în contextul problemei. Ia uite de aici. Uite de la mine. Dacă spuneam așa problema. Problema 1. Urmărește. Problema 1. Ilinca are... Cât are? 27 ani.
Radu are cu 13 mai mult. Câți ani are Radu? Câți ani are Radu? Tu ce spune? Câți ani are Radu? Răspuns? Radu are 40. 40. A doua problemă. Găsim o altă problemă. Radu are 40. Uite, Radu are 40 ani. Iar Andrei are cu 16 ani mai puțin decât Andrei, decât Radu. Câți? Deci Radu are 40 de ani. Andrei are cu 16 ani mai puțin decât Radu. Nu, cu 16 ani mai puțin decât Andrei, are cu 16 ani mai mult. Așa, 16 ani mai mult. Mai mult. Decât Radu. Câți ani are Radu? Andrei. Câți ani are Andrei? Da. Andrei. Câți ani are Andrei? Andrei are 56 de ani. 56 de ani. Fiindcă Radu are 40 și Andrei are cu 16 ani mai mult decât el, asta înseamnă. Dar dacă aș fi spus că Radu are cu 16 ani mai puțin decât Andrei. Deci am 40 minus 16. Radu are cu 16 ani mai puțin decât Andrei. Asta e la problemă. Deci Radu are 40 de ani. Tot despre Radu spun că are cu 16 ani mai puțin decât Andrei. Câți ani are Andrei? Dacă Andrei cu 16 mai puțin decât Radu. Adică făceam 40 plus 6, crește după aceea 16. Nu mai scazi deloc. Acel 16 care e mai puțin față de Andrei trebuie pus lui Radu. De ce spunem 40 cu 16? Ca să stăm peste Radu. Că Radu este... Andrei este mai în față, Radu aflându-se mai în urmă cu 16 ani. Deci Radu cu 16 ani în urmă. De aceea am adunat 40 cu 16 și am avut 56. Da, a trecut. Te rog să faci din fiecare dată asta. Începem o altă etapă, aceea de a... El se duce după numele gradului, adică este partea mecanică și noi trebuie să ne întoarcem la ceea ce înseamnă nevoia de a gândi o problemă. Cu mai mult, cu mai puțin, avem intermediarul, dacă am știut ce este de fapt, facem acest lucru. Da. Deci primii pași în elaborarea raționamentului. Dar trebuie să mergem cu probleme mai puțin. Problema care a fost aici a fost dificilă. Mergem așa, ăsta cu atât, celălalt cu atât mai mult decât ăsta. Da? Dar și când ăla din mijloc îl bagi mai mult cu atât, da. Și el este mai puțin decât celălalt, așa, e făcut problema dificilă. Da. Deci, vom lucra cu chestia asta. Da. Da? Bun. La revedere, dragi. La revedere! Să nu uitați la like, share, să abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragi.